speță ușii, cea mai mare problemă este aici, în cultura carpatică. Asta știm, știu foarte bine specialiștii, mai ales specialiștii din sală, dar știu foarte bine primarii care sunt prezenți și care vor să iau cuvântul și știm foarte bine de la populație și din problemele cotidiene care sunt din ce în ce mai, ce mai numeroase. Acum un an de zile am avut, cred eu, o reușită scurtă, puțină, când am avut o demonstrație în fața Ministerului din București. Ne-au promis foarte multe, foarte puține am rezolvat. Am avut din partea UTMR-ului și o inițiativă legislativă care a fost adoptată de Parlament, însă nu este pusă în funcțiune. Asta înseamnă și este foarte clar, trebuie spus, dar cred că specialiștii o să spună cu termeni juridici și tehnici, cum trebuie rezolvat această problemă, este cu siguranță sunt două etape, cotă de vânătoare și cotă de intervenție. Dacă nu se reușește acest lucru, nu putem stopa acest pericol care este viața, pericolul pus în viața oamenilor și a adulților omenești. V-am adus și câteva poze. Deci uitați-vă, această poză este la Comandău, unde un cetățean care are o familie, care are 3 vaci, a pierdut o vacă pentru că a fost scos de urs din jură de acasă, din graj. Deci asta înseamnă că familia deja, cu o singură mișcare, a pierdut o treime din traiul lor. Ne mai vorbim de acest om care a avut un singur cal, un mâns, și uite că a pierdut și acest lucru. Ne mai vorbim de acea familie care a făcut un proiect european pentru a înființa stup de albine. A fost distrus în totalitate. Are un contract european pe care are și un credit bancar pe care trebuie să-l plătească înapoi și în plus a rămas nu numai cu zero, a rămas cu minus. Deci asta înseamnă și noi milităm. Să nu mă înțelege, să nu se înțeleagă greșit. Deci noi milităm. Mai ales pentru aceste situații când ursul intră în localități. Dacă omul, desigur, se întâlnește cu ursul în pădure, se mai întâmplă. Și eu am fost trecucea Silvic pe vremuri, am terminat liceul Silvic, am lucrat în producție și în meserie. Cum să vă spun? M-am întâlnit și eu cu urs. Dar este inadmisibil ca să aducă decizii care nu au văzut urs în viața lor. Deci, credeți-mă, eu am spus la toți verzii, mai ales la verzi ăștia întunecați, că sunt și între verzi, sunt verzi deschiși și verzi întunecați. Mai ales la întunecați. Cei care au avut contact mai aproape de urs decât mine, un contact mai direct, atunci putem discuta. De altfel, eu am educat la cărăți, am rănit, am spălat, am făcut baie cu urși, cu lui de urși, deci știu ce înseamnă să fie aproape de curs. Aș vrea să concluzionez și să atrag atenția și la pagubele. Pagubele, colegii noștri din județul Covasna de la mediu au făcut o statistică statistică de 5 ani de zile. Exponențial s-a ridicat în ultimii 5 ani de zile pagubele create de urs. Aici nu vreau să vă obosesc cât taurine și așa mai departe. Exponențial. Pot să vă spun, exponențial, asta știți probabil și dumneavoastră, exponențial s-a ridicat pagubele cauzate de urs. Eu cred că am ajuns la finalul rândării. Cetățenii nu mai suportă acest lucru. De asta salut inițiativa comună de astăzi dată, pentru că am avut până acum mai multe inițiative comune cu jumătate de reușit. Invit, desigur, în urma discuțiilor pe domnul primar prezenți la această discuție pe președinția asociațiilor de vânătoare de județul nostru și, desigur, directorii sau angajații direcțiilor articole sau direcții de mediu care au la îndemână toate informațiile necesare. Vă mulțumesc!